Odată cu participarea la activitate, elevii au avut ocazia să interacționeze, să se informeze despre tot ceea ce presupun aspectele legale ce țin de infracționalitate și să conștientizeze consecințele pe care acestea le atrag după sine, chiar de la cei de vârste apropiate lor. Ce înseamnă tâlhăria? Este tot un an cu furtul. De ce? Care e diferența între furt și tâlhărie? I-am cumpărat o sumă de bani. El a refuzat să-mi dea la termenul stabilit. Am tot ținut legătura cu el prin telefon. La un moment dat am ajuns să vorbim și când ne-am întâlnit, i-am plecat o lovitură cu pumnul în zona feței și l-am dat jos din mașina personală. Pe urmă i-am luat cheile din contact și ulterior mașina. A depus plângere la poliție și m-a arestat. Am rezumat povestea. Nu am mai plătit mărfurile la data stabilită. Astfel am fost condamnat la 5 ani pentru înșelăciune. Asta ar fi înșelăciunea. Pentru că nu plătești ceva care nu ți aparține. Asta ar fi pe scurt. Da, procesele au durat undeva aproape 5 ani de zile. Și cum te-ai simțit pe parcursul ăsta? Pe lângă faptul că am ajuns să fiu închis și 5 ani de procese de asemenea sunt foarte... Deci pedeapsa, să zic, e mai mare decât de 5 ani. Stresul, procese, timp. Elevii de la Școala de Artă din Târgu Mureș au avut prilejul să asculte și să învețe din experiențe de viață ce înseamnă, de fapt, viața după gratii, cu îngrădirea ale libertății și schimbarea valorilor precedente încarcerării.